Novenă către Sfânta Fecioară de la Fatima. Ziua a șaptea. Sfântă Fecioară, tu ai apărut la Fatima pentru a descoperi celor trei păstorași harurile care se pot dobândi prin recitarea rozariului. Fă să îndrăgim această cunună de rugăciuni, asemenea celor trei copilași, încât ea să nu fie pentru noi o datorie apăsătoare, ci o rugă dătătoare de viață. Fie ca prin contemplarea misterelor mântuirii noastre să ajungem tot mai aproape de Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos. Sfântă Fecioară de la Fatima, arată-ne mereu cum să ne rugăm. Învață-ne să-i vorbim lui Iisus precum unui prieten. Ajută-ne să găsim clipe de tăcere în zarva zilelor noastre, astfel încât să putem asculta ce voiește să ne spună Domnul. Fă să ne amintim de Dumnezeu de-a lungul întregii zile și să păstrăm inimile îndreptate către El. Doamne Iisuse, minunile, profețiile și rugăciunile pe care ni le-a adus Maica Ta la Fatima au uimit întreaga lume. Sfânta Fecioară este mereu alături de Tine. De aceea Te rugăm ca prin mijlocirea ei să asculți cu bunăvoință rugăciunile noastre. Pomeniți intențiile. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Sfântă Fecioară de la Fatima, roagă-te pentru noi. Sfântă Fecioară a Rozariului, roagă-te pentru noi. Inimă neprihănită a Mariei, roagă-te pentru noi. De orice încercare de a îndepărta adevărurile dumnezeiești din inimile oamenilor, mântuiește-ne, Doamne. Amin.